Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și pentru că în curând va veni sărbătoarea Paștelui, voi face astăzi un proiect foarte ușor pentru doamnele începătoare. Mă adresez foarte mult doamnelor începătoare pentru că am văzut pe pagina grupului că doamnele care sunt avansate, lucrează de mult timp, fac foarte multe lucrări, însă am considerat că și doamnele care sunt la începutul artei acesteia de a croșeta trebuie să învețe, dacă doresc, să fac anumite lucrări. De aceea astăzi mă adresez din nou dumneavoastră, doamnele care sunteți începătoare, și vom lucra un coșuleț pentru ouă. Pentru aceasta eu folosesc firul Bravo de culoare alb și culoare roșie. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Nu știu dacă se vede, dar oricum vedeți, este gros. Și vom avea nevoie, în afară de aceasta, vom avea nevoie de foarfece și de un pic de atenție. Fiind prezentate acestea, eu propun să încep să lucrăm. Veți vedea că este foarte ușor de realizat, nu este greu. Pentru început, voi face un cerc magic în care voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. Avem 1, al doilea și cel de-al treilea. Apoi voi continua lucrând 2 piciorușe duble. 1 și cel de-al doilea. După care voi face 2 ochiuri de lanț și din nou voi face un număr de 3 piciorușe duble. Cel de-al treilea. Voi face din nou 2 ochiuri de lanț, 1 și al doilea, și voi continua cu piciorușe duble. Vom avea nevoie de 6 astfel de segmente, de câte 3 piciorușe duble, separate de 2 ochiuri de lanț. Noi ne întâlnim la capătul rândului. După cum vedeți, am 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupe de câte 3 piciorușe duble. Acum voi închide cercul magic. Voi face din nou 2 ochiuri de lanț, cu care voi închide în cel de-al treilea picioruș din primul, în cel de-al treilea ochi de lanț, scuzați-mă, din primul picioruș, și voi închide cu picioruș alunecat în felul acesta. Am obținut acest hexagon. Acum voi continua lucrând. În corespondența primului picioruș voi face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În următorul picioruș dublu voi face un picioruș dublu. Sper foarte mult să se vadă ceea ce lucrez. Apoi, în corespondența celui de-al treilea
piciorul dublu de rândul anterior, voi face un nou picioruș dublu, deci vom avea deja un număr de 3. 3 piciorușe duble, după care în aceste două ochiuri de lanț care separă grupurile, voi face un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Un nou picioruș dublu în interiorul aceluiași spațiu, așa, și voi continua lucrând picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Al doilea. Cel de-al treilea. Am ajuns din nou în spațiu creat de cele două ochiuri de lanț și vom lucra exact ca și în primul, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un nou picioruș dublu. În felul acesta noi vom înmulți. După cum vedeți, voi da croșetul de o parte, deja în al doilea rând avem un număr de 5 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Trebuie să fim atente să nu pierdem niciunul dintre piciorușe, pentru că altfel lucrul nu va ieși cum trebuie. Acesta va fi modul în care vom înmulți. Așa. Acum am ajuns din nou în acest segment de două ochiuri de lanț, unde voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu și vom continua felul în care ați văzut, lucrând piciorușe duble în corespondența celor 3 piciorușe din rândul anterior. Voi lucra acest rând în totalitate cu dumneavoastră pentru a vedea exact ceea ce fac. Eu sper să se vadă. Acum am ajuns din nou aici la spațiul de cele două piciorușe, unde am făcut deja un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu . Voi continua lucrând piciorușe duble în corespondența celor 3 din rândul anterior. Deci, dacă este foarte, foarte ușor de realizat acest coșuleț cu suport pentru ouă. Am ajuns în spațiu de cele două ochiuri de lanț, am făcut un picioruș dublu, două ochiuri de lanț. Voi face un nou picioruș dublu și voi continua făcând piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș.
crenga și am ajuns din nou în ultimul spațiu dintre grupele de piciorușe și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu în interiorul acestui spațiu, voi închide cu piciorușa alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu care am început rândul și vom continua trei ochiuri de lanț. Picioruș dublu, vom lucra piciorușe duble până când vom ajunge din nou la spațiul dintre aceste grupe de piciorușe. După cum ați văzut, în primul rând fiecare spațiu era format de trei piciorușe duble. Cel de-al doilea rând am creat, lucrând în interiorul piciorușelor care separă grupurile, am obținut în fiecare spațiu un număr de 5 piciorușe duble. Acum, lucrând în același mod, înmulțind în spațiile de două piciorușe, vom obține pe fiecare rând un număr de 7 piciorușe duble. Voi continua să lucrez și aceasta cu dumneavoastră pentru a vedea . Important este să nu greșim, să nu sărim niciunul dintre piciorușe și, așa cum vă spuneam, în spațiul dintre grupuri, să lucrăm în mod corect. După cum vedeți, am ajuns din nou la cele două piciorușe care separă grupele, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un nou picioruș dublu. Acum vedeți, am pornit de la 3 piciorușe duble, am continuat cu 5, iar în următorul rând avem deja 2, 4, 6, 7 piciorușe duble separate de cele două ochiuri de lanț. În acest fel vom continua pe întreg parcursul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând și vom închide ca de obicei. Nu trebuie să vă preocupați că nu închidem exact în spații, între spații. Deci vom închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom închide cu fir alunecat. Iar dacă am lucrat corect, forma noastră se va prezenta în felul acesta. Deci vom continua a avea această formă de hexagon. Vom continua cu cel de-al patrulea rând și vom lucra din nou trei ochiuri de lanț, după care ne vom deplasa în următorul picioruș, vom lucra un picioruș dublu, vom continua cu piciorușe duble până vom ajunge din nou în spațiul dintre grupuri.
odată ajunse aici, voi lucra din nou în interiorul acestui arc format din două ochiuri de lanț. Voi lucra ca și până acum, un piciorul dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu, după care voi continua cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. După cum ați văzut, înmulțirile se fac în acel spațiu de două ochiuri de lanț dintre grupele de piciorușe. Sper că m-am exprimat pe înțelesul dumneavoastră. Iar cu fiecare rând, grupul dintre spații va crește cu două piciorușe. Deci cu fiecare rând, fiecare grup va avea două piciorușe în plus, unul de o parte, unul de cealaltă. Am ajuns din nou la spațiul dintre aceste două grupe de piciorușe. Face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu și vom continua ca și până acum, cu atenție. Vedeți, am plecat cu 3, 5, 7, acum am 2, 4, 6, 7, 8, 9 piciorușe în corespondența acestui segment. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul celui de-al patrulea rând. Vom închide, ca de obicei, în cel de-al treilea picioruș din primul, în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, scuzați. Acum voi tăia firul și voi închide ceea ce am lucrat cu culoarea roșie. Voi închide aici acest rând, după care acest fir îl las așa pentru că îl voi ascunde, îi voi da siguranță pe măsură ce lucrez. Vom continua cu culoarea albă și voi intra aici în corespondența unui picioruș, indiferent care este. Voi face mai întâi un ochi în care voi prinde amândouă firele, voi lăsa firele de desubt și voi continua lucrând, deci un număr de 3 ochiuri de lanț, după care mă voi îndrepta către următorul picioruș și voi lucra un picioruș dublu, exact ca și până acum. Însă pe spate voi prinde și capetele de fire care le avem, vedeți? Le pun aici în spate și în felul acesta le dau siguranță. Și vom lucra în același mod, piciorușe duble, până când vom ajunge în spațiul format de cele două ochiuri de lanț. Sper foarte mult că vedeți ceea ce lucrez. Duble. În corespondență
ascendența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior. Nu este nimic greu. Acum am ajuns la spațiul format de cele două ochiuri de lanț. Voi abandona aceste fire pentru că apoi le vom tăia și vom lucra ca și până acum în interiorul acestui mic arc care s-a format, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmat de un nou picioruș dublu. Și din nou, în corespondența fiecărui picioruș dublu, vom face piciorușe duble, până când vom ajunge la următorul spațiu. În felul acesta vom continua să lucrăm un număr de 6 rânduri. Deci, la fiecare rând, fiecare segment va avea două piciorușe în plus. Voi continua să lucrez până când voi termina acest segment împreună cu dumneavoastră. Sper foarte mult că reușiți să vedeți. Așa cum v-am spus întotdeauna, eu am laptopul undeva deoparte și pentru că aici pe birou nu am loc și nu văd prea bine ceea ce fac. Însă sper ca dumneavoastră să puteți vedea în mod detaliat. Am ajuns din nou aici în spațiul dintre grupuri. Voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu, și voi continua în același fel. Astfel vom lucra un număr de 6 rânduri. Cred că, așa cum vă spuneam, dacă sunteți atente, veți păstra mereu aceeași formă de hexagon. Vedeți cum este perfect aliniat al meu? În felul acesta trebuie să lucrați dumneavoastră. Deci, vom face 6 rânduri cu alb, de fiecare dată, în spațiul dintre grupuri, vom lucra un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș dublu și apoi vom continua în mod normal, de jur împrejur. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 6 rânduri. Am ajuns la capătul celor 6 rânduri. Vom închide, ca de obicei, cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, de la începutul acestui rând. Vom tăia firul și vom închide lucrarea. Acest fir îl vom ascunde de desubt. Eu îl ascund cu croșetul, dumneavoastră puteți să faceți și cu acul. Așa cum vă spuneam întotdeauna, lucrările mele sunt mult în scop demonstrativ, pentru a vă ajuta să lucrați și dumneavoastră. Un alt lucru pe care țin foarte mult să vi-l spun este că de fapt îl voi lăsa pentru că voi coase și eu un pic mai târziu. Nu vreau să se vadă urât. Toate tutorialele pe care eu le fac, le fac strict pentru acest grup și pentru canalul meu de YouTube. Eu nu sunt în competiție cu nimeni. Acum, după cum ați văzut, aceasta este fața lucrului. În momentul în care am terminat cele 6 rânduri, vom avea
La capătul fiecărui segment vom avea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 și cu acesta de aici 22 de piciorușe duble. Voi întoarce lucrul pe dos. Pe dos. Nu uitați lucrul acesta. Voi introduce din nou firul roșu. Voi face așa Și acum vă rog să fiți foarte, foarte atente. Voi intra în corespondența fiecărui ochi. Voi lucra picioruș scurt în corespondența fiecărui ochi. Acest lucru va trebui să-l faceți chiar în felul acesta, lucrând pe masă, dacă este posibil. Am lucrat deja primul, voi intra în cel de-al doilea ochi și voi lucra un picioruș dublu, un picioruș scurt, scuzați. Pentru că aceasta este baza coșulețului. Voi intra în următorul și voi lucra de nou un picioruș scurt. Voi intra în următorul. Voi lucra de nou un picioruș scurt. Deci așa vom face de jur împrejur. Vom lucra piciorușe scurte, prinzând fiecare picioruș. Aceasta este, cred, partea un pic mai dificilă pentru dumneavoastră. Însă, cu puțină răbdare, veți vedea că veți reuși. Și apoi, la sfârșit, veți vedea cât de frumos este acest coșuleț. Deci vom face de jur împrejur piciorușe scurte. Vedeți, deja se vede această linie. Și vom continua cu piciorușe scurte de jur împrejur. Pe dosul lucrului, nu uitați acest amănunt, este foarte important. Acest tutorial nu ne aparține. Eu l-am tradus din altă limbă. Vreau să spun de la bun început că nu este al meu. Puișorul pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută, să știți că foarte mult este creația mea. Eu am stat o după amiază întreagă și am făcut calcule, am socotit, am adăugat, am scăzut, am oricum în modul în care să creez acel puișor în astfel încât să nu fie copie a unui alt tutorial. Și vom continua în felul acesta, prinzând fiecare picioruș.
Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După cum vedeți, se formează deja linia, ca, după care apoi vom lucra în sus coșulețul nostru. Ne vom întâlni când vom ajunge la capătul acestui nou rând. Lucrând piciorușe scurte, uitați că am ajuns deja la capătul acestui rând. Acum vom putea lua lucrul în mână și vom închide cu picioruș alunecat acest prim rând de piciorușe scurte. După care vom continua, acum vom putea lua în mână lucrul, vom continua să lucrăm piciorușe scurte, în corespondența fiecărui picioruș scurt din rândul anterior, vom face un picioruș scurt. Și vom continua să lucrăm în acest fel, vedeți, în același timp ascund și firul roșu de desubt pentru a-i da stabilitate. Vom lucra astfel un număr de 11 rânduri de piciorușe scurte, de jur împrejur. Și astfel vom forma coșulețul. Apoi veți vedea de ce a trebuit să lucrăm pe dos. Deci, ținând lucrul în mână, vom lucra 11 rânduri de piciorușe scurte, totul de jur împrejur. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 11 rânduri. Nu trebuie să mulțiți nimic, doar să lucrați cu atenție, să luați fiecare picioruș în parte. Și vom continua astfel, vedeți că deja începe să se înalțe. Vom continua astfel pentru 11 rânduri. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 11 rânduri. M-am oprit un pic din lucru, să vedeți. În felul acesta va arăta ceea ce lucrăm. Deci, piciorușe scurte de jur împrejur. La începutul primului rând, eu am pus acest fir alb pentru a avea idee de unde am plecat și a număra în mod corect rândurile. Deci am lucrat până acum 2, 4, 5 rânduri. Voi continua până când voi avea un număr de 11, la fel și dumneavoastră. Vedeți că deja coșulețul începe să se înalțe și vom continua să lucrăm până când ajungem la capătul celor 11 rânduri. Aceasta am vrut să vă fac, să vă arăt, să vedeți că lucrez împreună cu dumneavoastră, chiar dacă nu este totul filmat. Noi ne întâlnim la capătul celor 11 rânduri. Am terminat cele 11 rânduri care formează coșulețul. Acum voi măsura un pic, voi lua acest colț și îl voi pune drept, așa. Deci suntem în modul corect. De aici voi începe să fac tortița coșulețului și voi face 4 piciorușe scurte. Deci avem primul, 2, 3, cel de-al patrulea, apoi voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și voi lucra alte 4 piciorușe scurte. Un ochi de lanț,
întorc din nou și în felul acesta vom lucra până când vom obține o lungime de aproximativ 15-20 de centimetri. Deci aceasta va fi tortița coșulețului. Și aici ultimul. Să fiți atente să nu înmulțiți, să nu fie prea, să nu devină prea larg. Eu deja o luam pe partea greșită. Voi face un nod de lanț și voi întoarce din nou. Voi face piciorușe scurte. Continua să lucrăm piciorușe scurte, așa cum vă spuneam, până când vom obține o lungime de 15-20 de centimetri. Aceasta veți vedea dumneavoastră măsurând tortița, să vedeți dimensiunea, dacă este cea corectă. Pentru că poate diferi lungimea tortiței în funcție de firul cu care lucrați. Deci noi vom continua în acest mod până când terminăm și tortița, iar apoi ne vom întâlni. Am lucrat 20 de centimetri pentru a face tortița coșulețului nostru. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră veți lucra în funcție de firul pe care îl aveți, veți măsura. Dacă vedeți bine, eu am exact 20 de centimetri. Lungimea este de 20 de centimetri, lungimea tortiței. Acum voi tăia firul un pic mai lung, îl voi scurta. Și voi închide lucrul. Las un pic mai lung firul, veți vedea imediat de ce. Deci acum voi închide aici, pentru că am terminat cu tortița. Voi pune în interior și încet, încet voi prinde fiecare colțișor și îl voi fixa cu un bold. Voi fixa în locul corect, termenul. Așa. Voi face în felul acesta să-l pot prinde bine. Voi folosi ace cu gămălie. Pentru că vom începe să montăm coșulețul. Eu sper să vă placă acest model. Este foarte ușor de realizat, doar că eu lucrez așa pe bucățele, să spun, între timp, pentru că știți cum este, timpul meu liber este foarte limitat. Acesta vom crea locurile unde vor fi așezate ouăle. Puteți așeza
ouă vopsite sau ouă decorative, cum doriți dumneavoastră. Am ajuns aici și am fixat și ultima parte. Acum voi coase tortița în felul acesta. Și voi coase tortița. După cum vedeți, am prins fiecare colțișor cu acu gămălie. Voi coase tortița și în același timp voi prinde și această parte a coșulețului propriu-zis. Voi prinde și partea albă în timp ce voi coase. Și încet, încet, fiecare dintre aceste colțișoare le vom coase de coșulețul propriu-zis. Eu voi întrerupe un pic pentru că nu știu cât de repede voi reuși să pun firul în ac. Sper să reușesc repede, să nu vă țin foarte mult. Uitați-vă că am reușit din prima, deci nu va fi nevoie să întrerup. Și voi începe să cos tortița. În același timp voi prinde și colțișorul alb. Merge înainte, înapoi. Este greu, este nevoie doar de un pic de răbdare. Sper că astăzi să nu am din nou probleme cu internetul, să reușesc să încarc tutorialul. Mi este foarte greu, aici suntem în zona roșie, foarte des internetul este absent pentru că liniile sunt foarte încărcate. De multe ori nici măcar telefonul nu funcționează și, bineînțeles, aceasta mă împiedică foarte mult chiar și în lucru pe care îl desfășor pentru dumneavoastră. Deci am cusut tortița și încet, încet voi coase fiecare colțișor alb, îl voi atașa de coșulețul propriu-zis. Voi face două noduri, astfel îi voi da mai multă siguranță. Între timp eu am ascuns celelalte capete de fire care le aveam și pe măsură ce vom puncta fiecare colțișor, vom extrage și acele de siguranță. Odată cu un colțișor, acul de siguranță va fi înlăturat. Așa, deci vom de aici și vom prinde acest colțișor. Atente să-l prindem bine, să nu perdem. Și voi continua a coase fiecare dintre colțișoarele albe. Continuăm singure, ne întâlnim când terminăm de cusut. Am cusut fiecare colțișor în parte.
De fiecare cusătură, pentru a nu se vedea locul unde am cusut, am făcut aceste mici fondițe pe care le-am lipit cu lipiciul lichid și pe fondițe am pus câte o mărgeluță albă, așa cum vedeți. Acum vă voi arăta cum am făcut aceste fondițe. 10 cm de pămblicuță de, imediat vă spun, de 1,5 cm, deci cum vă spuneam are o lungime de 10 cm. Luăm primul capăt și îl vom tăia un pic în acest fel. Apoi ne întoarcem la cel de-al doilea capăt. Vom pune în mod egal și îl vom tăia și pe acesta un mic V. După care cu bricheta un pic am sigilat țesutul cu atenție. Acesta este facultativ. Dacă doriți să faceți ca și mine, puteți face. Dacă nu, nu. Cu lipiciul lichid, din nou, am pus pămblicuța în două, în felul acesta. Vedeți? Ca și cum am format un cornet. Dacă vă aduceți în aminte cum se făceau cornetele când eram noi mici, acele cornete în care se puneau bombonele la magazin din hârtie, cam ceva în genul ăsta vom încerca să formăm acum. Voi pune cu lipiciul lichid. Așezăm să-i dăm o formă cât mai frumoasă. Voi pune și pe spate un pic de lipici lichid. Voi atașa această fondiță aici unde am executat cusătura. Iar deasupra voi lipi o mărgeluță albă. Din nou cu lipiciul lichid, puteți folosi siliconul la cald, nicio problemă, sau puteți coase cum doriți dumneavoastră, însă dacă se coase cu alb se va vedea, dacă coasem cu roșu se va vedea. Deci cred că cel mai corect ar fi să lipim cu silicon, cu lipiciul la cald sau cu lipiciul lichid, cine dispune. Deci am procedat în felul acesta. Iar aici, la tortiță, de o parte, dacă vă amintiți, câtva timp în urmă am făcut din nou pentru doamnele începătoare un tutorial cu aceste floricele. Aici, într-o parte, eu voi atașa una dintre acele floricele. Voi scurta codița. Și voi pune un pic de lipici lichid și aici. Direct pe floricică și pe partea de codiță care ne-a rămas netăiată în felul acesta. După care o vom atașa la tortița coșulețului. Vom încerca să o introducem între rânduri cât posibil.
cum ține totul un pic lipit în felul acesta, presat, ca să se lipească bine. Acesta este coșulețul suport pentru ouă pe care am vrut să vi-l arăt astăzi. În aceste spații este loc suficient pentru a pune ouă. Eu aici am la îndemână doar unul dintre acestea colorate. Vedeți? Stă perfect. Deci sper să vă placă ceea ce v-am arătat astăzi. Sper că ați înțeles. Vă rog foarte mult să vă înscrieți și pe canalul de YouTube. Așa cum am spus întotdeauna, nu vă costă nimic. Totul este gratuit. Acolo veți putea vedea tutorialele ori de câte ori doriți. Le puteți relua de la capăt pentru a scrie ceea ce eu lucrez. Voi îndrepta camera în acest mod încât să puteți vedea. Nu știu de ce nu focalizează bine. În sfârșit, cred că voi încerca să văd dacă reușesc. Nu? Este ceea ce pot obține. Deci acesta este coșulețul. Eu voi face apoi fotografie pe care o voi pune pe pagina grupului, pe care o voi pune la istoria pe Facebook. Așa cum vă spuneam, vă rog să vă înscrieți pe YouTube, acolo puteți vedea tutoriale ori de câte ori doriți, vor fi alte noutăți. În măsura cerințelor voi face tutoriale, voi veni și cu tutoriale care nu sunt cerute de nimeni, dar care sunt adaptate sărbătorii care va urma, sărbătoarea Paștelui. De asemenea, aș dori foarte mult ca toate doamnele care mi-ați cerut prietenia pe Facebook să mă contactați și pe Messenger, pentru că uneori dintre dumneavoastră aveți anumite probleme. Mi scrieți pe canalul de YouTube, însă eu nu pot să iau legătura direct cu dumneavoastră, doar vă pot scrie câteva rânduri. Anumite doamne care au cerut partea a doua a unui anumit tutorial pe care nu-l găseau, așa, trebuie să fac salturi extraordinare pentru a reuși să ajung prin intermediul altor prieteni la doamnele respective, pentru a le explica, pentru a le spune că am reeditat din nou tutorialul de care au nevoie. Vă rog foarte mult să acceptați prietenia și pe Messenger și în felul acesta, indiferent de ceea ce nu înțelegeți, de nedumeririle pe care le aveți, de întrebările pe care le aveți, eu vă voi putea răspunde. Sunt Tatiana Andrieș, sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi. Vă doresc o zi frumoasă, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și Doamne ajută! O zi frumoasă tuturor!